Bună seara! O să facem astăzi o mâncare tradițională, se numește bulz. O să avem nevoie de mălai, neapărat de brânză burduf, două feluri o să folosesc și lângă o să prăjim cârnați și bacon, în caz că nu aveți slăină. Mai avem nevoie și un pic de sare și unt. Cantitățile sunt toate opționale. Acum o să facem o mămăligă de consistență mai tare. Las apă să fiarbă cu sare. Urmă să punem mălaiul și când este gata mămăliga, deci trebuie să fie mai tare, atunci o să umplem cu brânză. Deci facem mămăliga. Să pun puțină sare și o să pun în ploaie mălaiul și amestec repede. Cam de obicei la 100 de grame de mălai se pune cam de 4 ori cantitatea de apă. Dar găsiți pe toate pungile de mălai, o să găsiți instrucțiunile cum se face. Să adăugăm și untul și lăsăm la foc mic să se facă, din când în când îl amestecăm. Eu folosesc un mălai grizat, nu cel de la țară, deși acela ar trebui. Dar neavând este bun și acesta. Prăjim baconul și cârnați. Când nu se mai prinde de fundul la oală, înseamnă că este bine. Aici trebuie. Am pus într-un vas, foarte puțin la să se răcească. Este foarte fierbinte, deci lucrăm cu el așa fierbinte, dar trebuie răcit un pic că nu se poate atinge. Deci până este fierbinte, am pus pe o lungă. Să-l fac mai ușor, să nu ne ardem. Și dă o formă de biluță. Se poate face și în mână, dar e foarte fierbinte. Cum? Mai chiar îl unim. Și bulzul nostru este gata. Deci asta pentru că este foarte fierbinte și să nu ne arde. Brânza este. Deci cantitatea care o doriți. Toate sunt opționale. Continuăm așa cu toate. Chiar mai dăm o formă rotundă și este gata. Acum și în mână, numai așa fierbinte. E fierbinte, dar nu e ca și adineauri. Și închidem peste tot, pe margini. Deci neapărat, neapărat trebuie să folosim brânză burduf. Deci altceva nu se poate. O să le pun într-o tigaie, deja fierbinte, și le punem pe aragaz în continuare. O să pun și la cuptor două, să vedeți cum arată. Deci era foarte bine dacă era pe jar sau la grătar, dar nu este. Pentru să se prăjească, tăiem și cârnați. Cele de la aragaz sunt gata. Acum o să așteptăm să se termine cele de la cuptor. Deci, asta e diferența. La cuptor se face mai greu și la aragaz mai mult mai repede. Cele de la cuptor arată mai bine pentru că nu sunt toarse. Cele de la aragaz, fiind întoarse, nu o să fie foarte perfect. Asta e toată diferența. Și bulzul nostru este gata. Desfăcut unul să vedeți cum arată brânza burduf. Are miros fantastic. Rețeta noastră este gata. Cantități opționale. Deci,
O rețetă tradițională, foarte simplă și gustoasă, foarte bună pentru zilele de iarnă. Și asta e brânza burduf de la mama ei de acasă. Găsiți ingredientele care le-am fost sub video, care le-am folosit. Mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere!